Continuăm cu o decizie extrem de interesantă. O instanță a decis ca Sfinxul și Babele sunt în județul Dâmbovița, nu în Prahova. Monumentele naturale, simboluri pentru România, se află la zona de graniță dintre cele două județe. Discutăm pe această temă chiar cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Alo? Bună dimineața, ne auzim? Alo, da, ne auzim. Bună dimineața. Mulțumesc mult pentru invitație. În primul rând, felicitări pentru această decizie. Bănuiesc că este îmbucurătoare. Explicați-ne, vă rog, despre această luptă în instanță. Care au fost argumentele și cu ce dovezi ați mers de a-ți convins magistrații să facă această modificare extrem de importantă? Da, povestea este mai veche și există o istorie întreagă pentru acest proces. Chiar Consiliul Județean Dâmbovița, acum 20 de ani, s-a judecat cu Consiliul Județean Prahova, sau mai exact Comuna Moreni cu orașul Bușteni, pentru crănțuire și pentru autorizațiile de construcție care au fost în zona respectivă date de orașul Bușteni. Dar singura cale procesuală pe care o putea avea este Prefectura Dâmbovița, care a înaintat un proces în Consiliul Județean Prahova în 2015 și uitați că după atâția ani, pe 25 noiembrie, joi mai exact, a fost o hotărâre judecătorească la Tribunalul Râmnicu Vâlcea pentru o instanță, pentru această decizie pe care a luat-o, și aceste monumente ale naturii s-au dovedit că au fost întotdeauna în peraza județului Dâmbovița. Este o decizie definitivă sau mai poate fi atacată? Nu. Mai poate fi atacată. Este primă instanță și mai poate fi atacată. Dacă veți avea câștig de cauză, care sunt consecințele? Ce se întâmplă mai departe? Trebuie modificate hărțile, cărțile de geografie? Care sunt urmările? Păi nu trebuie să modificăm, că întotdeauna aceste monumente ale naturii au fost pe raza județului Dâmbovița. Nu avem ce să mai modificăm. Înțeleg asta. Eu la școală, de exemplu, am învățat că sunt în județul Prahova. De asta zic, s-a restabilit adevărul istoric, dacă dumneavoastră așa spuneți. S-a restabilit adevărul istoric și noi, în momentul de față, sau Prefectura județului Dâmbovița, când a dat în judecată județul Prahova, s-au judecat pe delimitarea între județe, nu pe monumentele istorice. Bun, și cele două localități, în consecință, Comuna Moreni și orașul Bușteni, aici grănțuirea a fost, prin hotărâre judecătorească, a fost determinată și cele două monumente au rămas pe raza județului Dâmbovița. Și noi avem și hărțile cadastrale și deciziile oficiului de cadastru, care acum 20 de ani erau chiar în subordinea celor de la Prahova. Întotdeauna aceste hărți au fost validate prin această decizie, prin care cele două monumente ale naturii au fost dintotdeauna pe raza Dâmbovița. Iar în cazul în care va rămâne definitivă, pentru că trebuie să menționăm că probabil că va fi atacată în instanță de județul Prahova, locuitorii acestor comune, orașe, vor trebui să schimbe actele de identitate? Ce se va întâmpla? Da, nu știu, vom vedea ce va spune instanța la final, dar aici vorbim doar de grănțuirea între județe. Am înțeles. Bine, mulțumesc tare mult, domnule președinte. Mulțumesc. Vom urmări și noi ce se întâmplă mai departe la următoarea instanță, un proces care, iată, a ajuns la final după 6 ani, dar poate fi atacat cu recurs la instanța superioară, respectiv la Curtea de Apel.